scoate fum ca tractorul. Situația din intersecția asta nu s-a schimbat în ultimele luni, chiar dacă s-a mai schimbat prin funcții publice tot felul de demnitari, politicieni. Microbuzele oricum continuă să oprească în fața trecerii de pietoni, ceea ce e periculos și interzis de lege. Și pasagerii continuă să-i oprească aici. Și așa și nu s-a pus gard aici ca oamenii să nu încerce să folosească intersecție pentru staționare. Pentru că actualii administrații locale și poliției nu prea îi pasă de viața și de sănătatea oamenilor. Pancom, Republica Moldova. Câți locuitori și oaspeți ai Chișinăului trebuie să moară sau să fie schilodiți în accidente pe zebra asta ca să intervină cineva care poate decide și să oprească fără de legea asta. Transportul public cel mai periculos, microbuzele. Au stații la 50 de metri mai la vale, dar ele preferă să se oprească la zebră. Că aici așteaptă publicul călător.